la picioarele stau adânc plecat în prezența ta. Yeah.
Jesus, die Mutter im Jahr. Jesus, die Mutter im Jahr. Halleluja, halleluja. Jesus, die Mutter im Jahr. E o preço
Evangelia, evangelia, evangelia,
și în cuvânt. În această după masă să fiți în locul acesta. Nu ați venit pentru noi, ci ați venit pentru dumneavoastră. Numele meu este Oprea Vasile, sunt dintr-un sat din județul Galați, care se numește Toflea, aproape de Tecuci, și sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Îl laud pe Dumnezeu cu cântarea, ceea ce Dumnezeu ne-a dat darul acesta. Câteva cuvinte înainte ca fratele pastor să vă spună câte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. I-a pus Dumnezeu pe inimă să vă spun unele lucruri pe care dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră nu le știți și probabil că mulți dintre dumneavoastră le știți, dar nu a spus prea mult accent pe lucrul acesta. Când eram copil, aproape de București, stăteam acolo, la școală, clasa 1-a, mi-aduc aminte, a 2-a, nu aveam voie să mă joc cu copii pentru că eu eram țigan, eram rom. Nu aveam voie să mă joc cu copii la fotbal, nicăieri, nici în timpul școlii, nici după programul de la școală și lucrul acesta era o durere pentru mine. Am stat câțiva ani acolo, aproape de București și ne-am mutat în Toflea. După Revoluție ne-am mutat în Toflea și cu aceeași problemă m-am confruntat și în satul Toflea, care aparține de județul Galați. Au trecut câțiva ani și lucrul acesta a dispărut. Însă, au intervenit alte lucruri în viața mea, pe care n-am simțit o pace înăuntrică, n-am simțit o liniște. Când am crescut, m-am apropiat de câțiva tineri, prieteni, care nu știau altceva decât să facă lucruri greșite și neîngăduite de Dumnezeu, spunem noi. Numai lucruri rele. Și nu vreau să le amintesc, că nu este bine să le amintești în public. Și făcând aceste lucruri împreună cu acești tineri, care nu știau ce înseamnă dragostea și frica de Dumnezeu, împreunându-mă cu ei, am ajuns la o concluzie. Că eu trebuie să mă sinucid. Pentru că am făcut prea multe rele. Și vă spun sincer că de multe ori am căutat o funie să mă urc în pod ca să mă sinucid, pentru că păcatele pe care le făceam mă apăsau. Și în inima mea era o neliniște. Până într-o zi, când am citit o cărticică, și în cărticica aia, pe cărticica aceea scria: dacă mori astăzi, unde te duci? În rai sau în iad? Dacă mori astăzi, unde te duci? În rai sau în iad? Și lucrul acesta m-a speriat foarte mult. Lucrul acesta m-a cutremurat în inima mea. Doamne, ce înseamnă rai și iad? Știam că rai e ceva bun și iadul e ceva rău, dar cât de rău poate să fie iadul acesta? Și m-am interesat și m-am dus la o biserică unde era acolo la noi, în sat, era o cămăruță mică, exact cât este aici în față, nu era mai mare locul acesta, și acolo se strângeau pocăinții. Și acolo am aflat mai multe despre rai și iad. Până într-o zi, când am decis să-L urmez pe Dumnezeu și să mă pocăiesc, să-L slujesc pe Dumnezeu și să renunț la starea mea păcătoasă, la viața mea trăită fără Dumnezeu, la viața mea fără nicio șansă, fără nicio speranță, am renunțat la lucrurile pe care le făceam cu prietenii mei și m-am lăsat în mâna lui Dumnezeu și am spus: Doamne, eu niciodată nu voi ști să aleg
mai bine decât tine. Eu niciodată nu știu să fac un lucru mai bun decât pot să fac împreună cu tine. Și chiar dacă părinții mei, chiar dacă frații mei, chiar dacă prietenii mei îmi vor spune că vei ajunge un ratat, vei ajunge un sărac, vei ajunge un nimic, pentru că nu mai poți să minți, nu mai poți să faci nimic și vei ajunge un nimeni. A spus, Doamne, eu știu că nu se va întâmpla lucrul acesta. Și eu știu că Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste. Și mergând la biserică, am aflat că Domnul Dumnezeu și-a dat Fiul Său, singurului Fiu, să moară pentru păcatele mele. Și dacă Tu, Doamne, m-ai iubit așa de mult, dacă Tu mă iubești așa de mult, înseamnă că Tu m-ai purtat de grijă. Și am decis să mă întorc la Dumnezeu. Și nu a durat mult timp și Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a botezat cu darul acesta să cânt. Nu știam să cânt înainte să mă pocăiesc. Nu știam să cânt. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu darul acesta în pocăință. Și acum, toți prietenii mei, părinții mei, frații mei, sora mea, vecinii mei, toți sunt întorși la Dumnezeu. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Majoritatea din rudele mele, peste 90%, 99% și nu știu dacă sunt două sau trei persoane, care nu sunt întoarse la Dumnezeu. Restul, toți sunt întorși la Dumnezeu. Și în casa noastră este o fericire, în casa noastră este o pace, este o dragoste, este o armonie. Mi-aduc aminte când tatăl meu când venea acasă bea, noi dormeam pe afară, stăteam pe afară. Stăteam pe afară și așteptam ca spre dimineață ca să adormă tatăl meu, că era foarte bea și ne bătea. Nu știu motivul. Nici până în ziua de azi n-am aflat motivul. Și astăzi tatăl meu este întors la Dumnezeu și astăzi cântă, se roagă și laudă pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. V-am spus aceste cuvinte să știți că nu există niciodată speranță, șansă, pace, dragoste în familie, fără Dumnezeu. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici, în locul acesta, este o pregătire pentru tinerii, pentru copiii dumneavoastră, lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Am spus că niciodată, Doamne, nu voi pleca din Toflea, până când Tu nu mă vei muta. Și am spus, Doamne, unde vrei să mă muți acum? Unde vrei să mă duc? Și tot mă chinuiam și tot mă chinuiam. Și într-o zi am primit cu fratele Dan la o biserică, nu aici în Rucă, mai departe de aici, dar tot în zona aceasta. Și am văzut câțiva frați, câțiva surori, câteva surori, care se rugau, erau 2-3 tineri acolo și a intrat un tânăr în biserică și a văzut că nu e ceva ceea ce îi place lui și a ieșit afară. Și atunci inima mea s-a cutremurat și a spus, Doamne, așa se întâmplă în zona aceasta. Este nevoie de Tine. Este nevoie de Dumnezeu slăvit să fie Domnul. Și Dumnezeu mi-a spus, Tu în zona aceasta trebuie să te muți. Tu trebuie să slujești în zona aceasta. Și să spui tinerilor că drogurile, că heroina, că fumatul, beția nu va rezolva problema viitorului lor. Ci numai și numai Dumnezeu, așa cum Te-am luat pe Tine, Tu deși spune tinerilor, așa cum Te-am luat pe Tine de la groapa de gunoi, așa cum ai fost un tânăr care habar n-ai avut ce să faci. Ai vrut să ții viața de multe ori și n-ai crezut că mai există șansă și speranță pentru tine. Așa pot să facă toți tinerii din zona aceasta. Dacă vreți ca copiii dumneavoastră să învețe bine la școală, dacă vreți ca copiii dumneavoastră să se încreadă în Dumnezeu, să fie ascultători, să nu ajungă pe calea beției, pe calea drogurilor, ale etnobotanicilor, conduceți-i spre Dumnezeu. Nu există altă cale. Am încercat și eu alte soluții, dar nu am reușit. Și am fost dezamăgit de fiecare dată de câte ori am încercat să găsesc o cale spre speranță, spre o șansă. Și am spus, Doamne, mă abandonez în mâinile Tale și las ca Tu să lucrezi slăvit să fie numele Tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Repet, conduceți-vă tinerii spre Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Domnul Dumnezeu să facă din tinerii dumneavoastră, din tinerii dumneavoastră, o nouă generație. Amin. Amin. Amen.
Aleluia.
Yeah.
Thank you.
viața lui. Tu vas
It's for you, my man.
Această după masă să fiți în locul acesta. Nu ați venit pentru noi, ci ați venit pentru dumneavoastră. Numele meu este Oprea Vasile, sunt dintr-un sat din județul Galați, care se numește Toflea, aproape de Tecuci, și sunt un slujitor al lui Dumnezeu. Îl laud pe Dumnezeu cu cântarea, ceea ce Dumnezeu mi-a dat darul acesta. Câteva cuvinte înainte ca fratele pastor să vă spună câte ceva din Cuvântul lui Dumnezeu. I-a pus Dumnezeu pe inimă să vă spun unele lucruri pe care dumneavoastră, mulți dintre dumneavoastră nu le știți și probabil că mulți dintre dumneavoastră le știți, dar nu a spus prea mult accent pe lucrul acesta. Când eram copil, aproape de București, stăteam acolo, la școală, clasa 1-a, mi-aduc aminte,
A doua, nu aveam voie să mă joc cu copiii pentru că eu eram țigan, eram rom. Nu aveam voie să mă joc cu copiii la fotbal, nicăieri, nici în timpul școlii, nici după programul de la școală și lucrurile acestea erau durere pentru mine. Am stat câțiva ani acolo, aproape de București și ne-am mutat în Toflea. După Revoluție ne-am mutat în Toflea și cu aceeași problemă m-am confruntat și în satul Toflea, care aparține de județul Galați. Au trecut câțiva ani și lucrul acesta a dispărut. Însă, au intervenit alte lucruri în viața mea, pe care nu am simțit o pace înăuntrică, nu am simțit o liniște. Când am crescut, m-am apropiat de câțiva tineri, prieteni care nu știau altceva decât să facă lucruri greșite și neîngăduite de Dumnezeu, spunem noi. Numai lucruri rele și nu vreau să le amintesc, că nu este bine să le amintești în public. Și făcând aceste lucruri împreună cu acești tineri, care nu știau ce înseamnă dragostea și frica de Dumnezeu, împreunându-mă cu ei, am ajuns la o concluzie. Că eu trebuie să mă sinucid. Pentru că am făcut prea multe rele. Și vă spun sincer că de multe ori am căutat o funie să mă urc în pod ca să mă sinucid, pentru că păcatele pe care le făceam mă apăsau. Și în inima mea era o neliniște. Până într-o zi, când am citit o cărticică, și în cărticica aia, pe cărticica aceea scria: dacă mori astăzi, unde te duci? În rai sau în iad? Dacă mori astăzi, unde te duci? În rai sau în iad? Și lucrul acesta m-a speriat foarte mult. Lucrul acesta m-a cutremurat în inima mea. Doamne, ce înseamnă rai și iad? Știam că rai e ceva bun și iadul e ceva rău, dar cât de rău poate să fie iadul acesta? Și m-am interesat și m-am dus la o biserică unde era acolo la noi, în sat, era o cămăruță mică, exact cât este aici în față, nu era mai mare, locul acesta, și acolo se strângeau pocăiții. Și acolo am aflat mai multe despre rai și iad. Până într-o zi, când am decis să-L urmez pe Dumnezeu și să mă pocăiesc, să-L slujesc pe Dumnezeu și să renunț la starea mea păcătoasă, la viața mea trăită fără Dumnezeu, la viața mea fără nicio șansă, fără nicio speranță, am renunțat la lucrurile pe care le făceam cu prietenii mei și m-am lăsat în mâna lui Dumnezeu și am spus: Doamne, eu niciodată nu voi ști să aleg mai bine decât Tine. Eu niciodată nu știu să fac un lucru mai bun decât pot să fac împreună cu Tine. Și chiar dacă părinții mei, chiar dacă frații mei, chiar dacă prietenii mei îmi vor spune că vei ajunge un ratat, vei ajunge un sărac, vei ajunge un nimic, pentru că nu mai poți să minți, nu mai poți să faci nimic și vei ajunge un nimeni. A spus: Doamne, eu știu că nu se va întâmpla lucrul acesta. Și eu știu că Tu ești un Dumnezeu plin de dragoste. Și mergând la biserică, am aflat că Domnul Dumnezeu și-a dat Fiul Său, singurului Fiu, să moară pentru păcatele mele. Și dacă Tu, Doamne, m-ai iubit așa de mult, dacă Tu mă iubești așa de mult, înseamnă că Tu m-ai purtat de grijă. Și am decis să mă întorc la Dumnezeu. Și nu a durat mult timp și Dumnezeu m-a binecuvântat și m-a botezat cu darul acesta să cânt. Nu știam să cânt înainte să mă pocăiesc. Nu știam să cânt. Și Dumnezeu m-a binecuvântat cu darul acesta în pocăință. Și acum, toți prietenii mei, părinții mei, frații mei, sora mea, vecinii mei, toți sunt întorși la Dumnezeu. Lăudat să fie numele lui Dumnezeu. Majoritatea din rudele mele, peste 90%, 99% și nu știu dacă sunt 2 sau 3 persoane care nu sunt întoarse la Dumnezeu. Restul, toți sunt întorși la Dumnezeu. Și în casa noastră este o fericire, în casa noastră este o pace, este o dragoste, este o armonie. Mi-aduc aminte când tatăl meu, când venea acasă, bea, noi dormeam pe afară, stăteam pe afară și așteptam ca spre dimineață, ca să adormă tatăl meu, că era foarte bea și ne bătea. Nu știu motivul. Nici până în ziua de azi n-am aflat motivul. Și astăzi tatăl meu este întors la Dumnezeu și astăzi cântă, se roagă și laudă pe Dumnezeu, slăvit să fie Domnul.
Am spus aceste cuvinte să știți că nu există niciodată speranță, șansă, pace, dragoste în familie fără Dumnezeu. Ceea ce vedeți dumneavoastră aici, în locul acesta, este o pregătire pentru tinerii, pentru copiii dumneavoastră. Lăudați să fie numele Lui Dumnezeu. Am spus că niciodată, Doamne, nu voi pleca din Toflea până când Tu nu mă vei muta. Și am spus, Doamne, unde vrei să mă muți acum? Unde vrei să mă duc? Și tot mă chinuiam și tot mă chinuiam. Și într-o zi am primit cu fratele Dan la o biserică, nu aici în Rugă, mai departe de aici, dar tot în zona aceasta. Și am văzut câțiva frați, câțiva surori, câteva surori, care se rugau, erau 2-3 tineri acolo și a intrat un tânăr în biserică și a văzut că nu e ceva ceea ce îi place lui și a ieșit afară. Și atunci inima mea s-a cutremurat și a spus, Doamne, așa se întâmplă în zona aceasta. Este nevoie de Tine. Este nevoie de Dumnezeu să fii, să fie Domnul. Și Dumnezeu mi-a spus, Tu în zona aceasta trebuie să te muți. Tu trebuie să slujești în zona aceasta. Și să spui tinerilor că drogurile, că heroina, că fumatul, beția nu va rezolva problema viitorului lor. Ci numai și numai Dumnezeu, așa cum Te-am luat pe Tine, Tu deși spune tinerilor, așa cum Te-am luat pe Tine de la groapa de gunoi, așa cum ai fost un tânăr care habar n-ai avut ce să faci. Ai vrut să ții viața de multe ori și n-ai crezut că mai există șansă și speranță pentru tine. Așa pot să facă toți tineri din zona aceasta. Dacă vreți ca copiii dumneavoastră să învețe bine la școală, dacă vreți ca copiii dumneavoastră să se încreadă în Dumnezeu, să fie ascultători, să nu ajungă pe calea beției, pe calea drogurilor, ale etnobotanicilor, conduceți-i spre Dumnezeu. Nu există altă cale. Am încercat și eu alte soluții, dar nu am reușit. Și am fost dezamăgit de fiecare dată, de câte ori am încercat să găsesc o cale spre speranță, spre o șansă. Și am spus, Doamne, mă abandonez în mâinile Tale și las ca Tu să lucrezi slăvit, să fie numele Tău. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Repet, conduceți-vă tinerii spre Dumnezeu și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Domnul Dumnezeu să facă din tinerii dumneavoastră, din tinerii dumneavoastră, o nouă generație. Amin. Amin.
Oh, Santa,
Thank you.
Oh, we know us, oh, we know us.